La Colegiul Național Radu Greceanu, anul acesta a plouat cu premii la limba și literatura română. Nu a fost concurs sau olimpiadă la care colegiul să nu aibă reprezentanți și premiile au fost pe măsură. Am avut mai mulți participanți anul acesta, am atins toate olimpiadele de limbă și literatură română, atât olimpiada de lectură, cât și concursul Ionel Teodoreanu, cât și olimpiada de limbă și literatură română și olimpiada de cultură și spiritualitate românească. Andreea Nicola a obținut premiul întâi la Festivalul Internațional de Creație și Interpretare Ana Blandiana. Ea a renunțat la Olimpiada de Română, unde anul trecut a fost pe podium și a optat pentru poezie, arta ce creează o conexiune aparte între ea și sora sa. Am participat cu 4 poezii și am participat deoarece sunt o cititoare loială a Anei Blandiana. Am fost încă din clasele gimnaziale. Și am considerat că este oportunitatea perfectă pentru a-mi testa valențe literare. De la faza națională de limba și literatura română, Greceanu a mai pus în palmares 2 diplome ce au fost aduse de Briana Barbu și Ana Maria Curelaru, ambele din clasa 9. Și deși sunt la profil de matematică, informatică, intensiv, limba română este o formă de exprimare. Este prima dată când mă calific la Olimpiada Națională de Română. A fost o experiență de neuitat, plină de emoții. Și pot spune că am învățat extrem de mult și am citit tot la fel de mult. Subiectele au fost destul de dificile, însă accesibile dacă muncești. La finalul săptămânii, Emilia Turcu va participa la proba orală a Olimpiadei de Lectură, ca abilitate de viață ce va avea loc la Constanța. Ea a trecut de proba scrisă, iar acum se pregătește asidu pentru a trece de proba orală. Lectura a fost o pasiune pentru mine încă de mică. Este un mod în care mă relaxez, citind poveștile de viață ale altor personaje. La aceste premii se alătură și mențiunea obținută de Tania Vătășoiu la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română și Religie, Cultură și Spiritualitate Românească, ce a avut loc la Oradea. Lista premiilor este una lungă și vorbim de cele obținute de elevii de la generală sau liceu la toate concursurile naționale de limba română.